Holul complexului comercial Biggins Mall a fost gazda unei expoziții de fotografie intitulată Refugiații polonezi în Mușcel. Publicistul Radu Petrescu Mușcel a adus în fața publicului larg o serie de fotografii din timpul refugiaților în Mușcel și a prezentat detalii despre fiecare fotografie în parte. Era o amintire interesantă, pentru că sunt din ce în ce mai puțin cei care cunosc exact acele vreme. Sunt fotografii rare, la cele al negru ale epocii am adăugat și fotografii din timpul lucrărilor celor două simpoziane, 2016-2019. La aceste simpoziane am avut și bucuria de a putea dezvăli și sfinți niște plăci comemorative, una pe casa în care a locuit familia urmașilor lui Titu Maiorescu, care este pe strada la Scăcatarciu, pe același rotoar cu restaurantul Hai la Noi. Iar a doua, în prezența delegațiilor de la Ministerul Apărării și a Gărzii de Onoare, a ambasadorului Republicii Moldova, domnul Grivincea, a înaltă Ministerului Calinic, o placă care amintește momentul șederii timp de 14 luni, din octombrie 39 până în decembrie 40, a mareșalului Micuț pe teritoriul județului Mureș. Un invitat special la acest eveniment a fost și părintele consilier Ovidiu Voinescu, care a venit de la Curtea de Argeș pentru a lua parte la discuțiile purtate la acest vernisaj. Adresăm și această binecuvântare a părintelui arhiepiscop Calinic pentru evenimentul acesta și pentru frumoasa colaborare pe care Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului o are cu domnul profesor Radu Petrescu Mușcel, pentru că de-a lungul timpului am avut destul de multe evenimente și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să avem și în continuare. Și acest eveniment se înscrie în linia conferințelor și simpozioanelor care au avut parte acum 2 ani de zile aici, în grupul lui Mușel. Trebuie să spunem că anul acesta, chiar dacă este un an mai dificil în ceea ce privește cultura și organizarea evenimentelor culturale, și la Curtea de Argeș, într-o capitală a țării românești, am avut parte la începutul lunii mai de o expoziție dedicată de fotografie, dedicată părintelui Protenescu. Și iată că astăzi, tot într-o capitală a țării românești, avem parte de o nouă expoziție de fotografie care poartă genericul Refugiații polonezi. Ca să vorbim puțin despre ce înseamnă termenul de refugiat. Din punct de vedere bisericesc, am putea să facem o mică paralelă cu parabola samarineanului milostiv care ne caracterizează pe noi ca popor. Știm foarte bine că Mântuitorul Iisus Hristos a fost întrebat de un tânăr ce să facă pentru a moșteni viața veșnică. Hristos i-a spus să vădească poruncile, dar a mai adăugat încă una să-și iubească aproapele ca pe sine însuși. Tablourile vor putea fi admirate de către cei interesați de istoria poporului român în holul complexului comercial Biggins Mall.